Și că nici nu merge glitch-ul, nici nu merge... Uite ce se întâmplă. Nu știu, cam... M-am băgat, m-am băgat. Dar nu ești pe server cu noi. Bata. Andrei te cheamă. Ți-a restartat ăla. Nu ești pe server cu noi. Nu ești pe server cu noi, dacă, decât dacă te cheamă Andrei fără râbă. Stai să mă uit. Nu ești pe server. Ia, pe dacă el ne, bă, dacă el ne vedea pe server, atunci clar era el. Da, știu. Da. Și ne deci, vezi, da? Cred că filmează acum. De unde ești? Trebuie să fie pe roșu, pe roșu trebuie da, să fie. Da, da, filmează. Unde ești? Aici. Eu sunt camera de jos, dar nu știu în ce clădire. Da, ai dat spawn? Da, din, din clădirea aia de lângă aia cu cupola. Foarte. Bine, du-te la ăla. Du-te și omoară-l pe ăla din cupola. Deci, e Pew Scope aici aruncat. Noi suntem în al doilea hangar, ăla de lângă casa singuratică. Bă, luați-mi toate itemele, aruncați-le. Dar nu putem. Acum avem cum. Chiar nu înțelegi că te bandajăm și atât. Iar n-am murit. Iar n-am murit. Nu mă bandajez. Am pușcat-o ăla. Păi dar cum vrei să te bandajăm că ești fix lângă ușă? Ce eu mă bandajam pe mine și-o tras din nou. În timp ce mă bandajam. Cum nici voi n-ați putut să-mi luați itemele, mai știi astăzi? Așa nici noi n-am putut să te bandajăm, nu înțelegi ce naiba. Te, dacă puteam, bă, se mișcă unul. Na, super, îmi dă și un zombie de la 10.000 de 5 km. 10.000 de 5 km, am inventat un nou, o nouă daie de măsură, 5 km. Deci el a cumpărat de sticlă. Unul, da. Mi-l simt pe ăsta cu luminița acum. Scopul cu luminița și lampă la cealaltă. Am un încărcător de M4 de 30 de glanțe, l-am găsit. Bă, după ce l-am omorât. Stai, bă, ăia steamer, cred că ăia steamer. Da, mă, unul cu long range scope, dar nu cred că au atâta curaj, frate, unul să ducă într-o clădire și unul în alta. Super, mersi, zombie, că vă bateți unul pe altul. N-au cum, că și-ar fi pus numele la fel. Păi nu neapărat, poate să fie ca și noi. Mai de mult, când eram noi. Nu cred, băi, am zis nu cred, n-am zis că nu. Andrei, deci du-te în cupolă, ai grijă și dacă e cineva un pușcă, îl gândește. Uite-te cu glitch-uri și chestii. Da, poate ai putea să îl și sniperești dacă iei Mosin-ul cu long range scope. Dar ăla cu long range scope e în partea opusă, mă. No, partea aia singuratică e ăla cu long range scope-ul, iar n-ai Mosin, M4. Andrei, n-ai nicio șansă în fața ele cu M4 decât dacă le iei pe la spate, altfel niciun caz n-ai nicio șansă. Deci în pat. În cupolă sau pe cupolă? Pe cupolă, l-am văzut eu când trăgea după noi. E sigur că n-a coborât. Nu știu, ce mă întreb. Era cineva lângă noi și a tras și cu M4. Fix eu aș încerca să urc pe scara aia din exterior, știi? Da, mă, dar nu-i bine. Te împușc. Te vede, da, te poate vedea. Da, da, știi că îi distragem, Andrei distrage atenția și noi și îl împușcăm, doar că ne împușcă. Da, mă, dar ești ăla din stânga. Da, ne împușcă ăla cu long range scope-ul. Deci, practic, voi sunteți în hangare și sunteți înconjurați. Da. Vă sniperezi din ambele părți. Da. În care hangar sunteți? În ăla de lângă ăla cu, de lângă casa singură. A. Adică nu primul, al doilea, cum îl vezi tu. Nu știu cum să faci. Unde ești acum tu, Andrei? Eu smarotesc în jurul clădirii cu cupola de sticlă și încerc. Dar urcă mă și uite-te prin glitch, uite-te prin glitch. Dar cum să mă uit prin glitch dacă e pe acoperiș? Păi da, uite-te că dacă nu e pe acoperiș, ești în siguranță, fiindcă tu poți să ții ținta mereu și dacă încearcă să coboare, poți să-l mori. Plus că dacă e pe acoperiș, urci tu la el și îl împuși rapid sau te uiți așa. Ascultă-mă, dacă te uiți cu glitch-ul, vezi dacă nu e cumva în cupolă. Dacă nu e în cupolă, poți să stai acolo. În cupolă nu e, că m-am uitat. No, atunci e perfect, poți să stai în cupolă și ții ținta pe scară și ne protejezi pe noi. Și dacă trage după noi, urci tu. Putem noi să-i distragem atenția și tu să urci, Andrei. Știi, nu? Așa putem să facem. Andrei, încearcă să urci un pic pe scară să vezi dacă e acolo, știi? Exact, că se poate întorc person dacă e. Merge unul pe lângă noi. L-auzi, Loris? Da, l-am auzit pași. Păi, ce mă disperă chestia asta, știi că o încărcat. M-am omorât acum. O dispac. Ai dispărut, Diana. Firar. Mersi mult. Dar ce vrei să-ți facem noi? Ce naiba? Nici voi nu mi-ați luat lucrurile atunci, deci pot să zic că schid. Ai fost în locul nostru, ai fi înțeles cum e. Că tu ai murit fix lângă ușa unde te-am pușcat aia și noi suntem în partea opusă a hangarelor. Ce? Mi se pare că dacă dai field of view foarte mare, mi se pare că poți să văd dacă e un tip sus. Nu-i nimeni, mă, sus. Ce? A coborât. Fuck. Deci te-am zis, era lângă noi când a tras. Stau eu sus sau cobor? Da, mă, da, stai sus și ne zici ce se întâmplă. Stai sus acolo, e foarte bun locul ăla. Dacă te văzut, dacă trage ceva după mine. Am pus field of view la maxim și vedeam mult sus și m-am urcat o secundă. Bă, trage după tine ăla. Cu long range scope-ul. După mine? Da, l-am auzit blonț.
Băi, nu l-am băgat. Trage. E în stânga noastră. N-are cum să simtească, mă, între noi e hangarul, între mine și ăia. Și ăla. Bine, bă, dar trage ăla. Cu loc grei scopul, te-o fi văzut. O dea în spate, are hack-uri, nu știu ceva. Păi, super nasol și... Trebuie să facem strategie. Bă, eu stau aici. Trebuie să ieșim pe server. Ascultă, Andrei. După mine trage, bă. Da, ce să trage pe tine? Ba da, mă, m-a nimerit. Ți-am zis. Jos. Stai. Ba, îndejează-te. Am reușit să cobor, dar... Nu-s bleeding, dar văd tot alb negru, foarte alb negru, da. Da, știu, mi s-a întâmplat și mie fără bleeding. Bă, are long range scope sau e hacker? Are long range scope sau e hacker? N-ai văzut cât de bine trage. A nimerit-o și pe Diana și pe Loris numai din două glanțe, a nimerit pe amândoi. Trage. Bă, să mă rog, ori între hangare, ori ce, ce pistol e ăsta? Asta e amfibia sau CR75 e pistol ăsta? Sau e Mosin cu supresor? Mosin, doamne, ăsta, ai supresor. Nu trebuie să tras cu ceva armă. Cu ceva pulp. Nu știu că mai bine serverul. Da, n-avem cum în timpul luptei. Fix acum, în timpul luptei, știi cum? Acul schimb, să vezi. Și el ne poate vedea. Pentru că se duce în spatele hangarului și acolo, cum e peretele drept, face glitch-ul. Exact. Am eu ruinat tactical shirt-ul, da. Și mie tot. Și mie. Da, și exact la fel. Bă, mi-o ruinat jumate din sucuri. Că azi e bine să le bei. M-am băgat eu pe un server zero, adică doar eu sunt. Dar trebuie să aștept. Stai. Dai noapte, firar. Ai de capul meu. Și nu știu ce să fac, știi că e... Dacă ar fi... Dacă aș ști unde e, aș trage. Așa că nu e mișcare pe în fața noastră. N-a fost deloc mișcare. E ăla cu long range scope-ul, stă acolo și nu face nimica. Și uitați-vă și voi cât suntem pe... Mat, uite mă, ori fi aia mat. Dar nu erau când trăgeau matul ăștia. Da. Azi noi acum au intrat, că nu erau la început. Că m-am uitat eu. Bă, am văzut animația de la un glonț. Diana, încă mai e blaze-ul tău aici pe jos. Da. O să vi-ți-l iei. Ioi, ce nasol. Băi, Diana, poți să te duci la bază și în hangar te deconectezi și intri pe server cu noi. Și vrei să mai moară odată? Ce zice găsielorii să-i distruge visele Dianei. Asta e pristin, dar se vede așa în ce ți-o șat. Am băut și am mâncat tot ce aveam. Așa. Să mă regenerez, energized și hydrated pe vete deschis. Ok, acum vii la noi. Puneți field of view minim și poți să vezi dacă e cineva la hangarul al doilea. Oarecum. Cum adică? Puneți field of view minim și după aia dă aim. Sau dă da, uită-te să vezi. Dar eu am coborât din clădire. Unde ești acum? Păi dacă nu mai nimeni în direcția ta, poți să treci rapid prin spatele hangarelor da. La noi. Da, sunt șase să te împuște ăla, mă, stai că nu-i bine, deci, nu-i bine, că îl împușcă. Te duci la hangarul, primul hangar, din partea ta, știi că știi. Bă, dar nu avea cum să mă împuște din clădirea aia, deci eu nu vedeam clădirea deloc, dar deloc. Dar e bun, băi, cu long range scope-ul vezi tot. Bă, n-ai cum să vezi ce nu vezi. Deci... Sacă hacker, că pe Diana am pușcat-o prin zid. Eu acum mă îndrept direct spre hangar, spre primul hangar. Deci ce spui să fac? Deci ascultă-mă, du-te la hangarul ăla, uite-te dacă e cineva în spatele lui, în spatele lor, știi? Și te duci între ele după aia, dacă nu-i nimeni acolo, du-te prin spatele hangarului al doilea, la noi, da. Știi? Și... Îs între ele. A, și acum du-te prin spate. Da, nu că îl vede pe ăla, bă, îl vede ăla cu long range scope. Acum ai blocat aici, l-ai blocat. Ai spus că e în clădire. Păi da, e sus acolo, pe geam, e pe geam la clădire. Andrei, Andrei, să ne zici dacă intri că, în clădire, să nu te împușcăm, să zici dacă treci în fața hangarului. Eu sunt chiar lângă, dar sunt între cele două hangare. Dacă poți să intri foarte rapid, scoate-ți arma și fugi rapid în hangar, poți? Trebuie să faci foarte rapid. Nu-l văd pe geam. No, treci rapid. Bă, foarte rapid. Foarte, dar să ne zici, ești... Mi-am băgat arma înăuntru, stai așa. Unde? Acum vin, acum intru. Acum eu. Gata, ok, gata. Nu acolo, că acolo am urât-o pe Diana, vină încolo, gata. Așa, fă zigzag, cam în mijloc stai. Ăla e Loris la care te duci. Stai în mijloc, Andrei. Și puneți SKS-ul pregătit. Acum, blaze rifle. Ok, ai blaze rifle? A, nu, e al lui Diana ăla. Înainte să-mi iaie mie SKS, uite că s-o grad de glanțe de blaze, dacă vrei.
Și i-am dat Dianei o grămadă de glanțe de SKS, o grămadă și i-au dispărut. Și de ce nu i-a sunat corpul? Fiindcă era fix trăgea. În față, trăgea ăla. Era fix în fața hangarului. Da, deci dacă mă duceam la ea, mă omora. Exact, și pe mine la fel. Mamă, câte glanțe de Blaze Double Rifles. Dar să vezi câte glanțe erau de... Deci erau peste 200 de glanțe de SKS, aveam. Și le-am dat pe toate Dianei, ne-i dezmoare. Pe cuvântul meu, întreabă-și pe ea. Aveam full inventar de glanțe de SKS și le-am dat Dianei pe toate. Eu fac o cine-a dat pe... Zici și tu înainte. Eu nu știu ce să... Sunt emoționat. Mie nu-i așa frică, că eu cred că s-a deconectat ăla, că... Nu știu, am impresia... Eu zic să ne deconectăm, nu știu. Că suntem blocați, locul ăsta e foarte... De ce stau eu în mijloc, mă, nu pricep. Nu, zic așa, dacă vrei... Poți să stai acolo, în fața mea, Andrei, uite aici. În, după chestia asta. Vezi acolo, după chestia aia, știi așa. Hai, că știu, am înțeles. Așa, și poți să stai pe C sau pe Z, pe C, așa, și tragi printre chestii. Păi... Stai pe stânga, cum stă Loris, că tu ar trebui să ai viziune mai bună, iar eu stau pe dreapta. Dar nu vine mă nimeni momentan. Adică stăm de o grămadă de timp aici și nu apără nimeni. Nu ai un P-scope de la... L-a luat, era la Diana. Mi s-a deconectat mouse-ul. Andrei, ai grijă de mine. Dar nu înțeleg unde era Diana, de nu putea să o să-l luați. Era afară hangarul, era la fața ta, în fața ta, acolo era în colț. Era fix în colț, în față. Fix deci, în colț? Da. Da. De ce naiba stătea acolo? Fiindcă, deci, Loris, l-am pușcat pe Loris și s-a pus acolo să-i bandajeze. Deci Diana a venit lângă el și eu le-am zis, bă, dați-vă de acolo că vă împușcă. Și la tot trăgea și am nimerit-o pe Diana fix în cap. Și am omorât-o, deci el are viziune perfectă la partea aia. La colț acolo, deci dacă ne duceam, îl omora. Fiindcă n-are mai ciclon. Mă duc în față, știi, să mă uit așa. Nu știu. Probabil că e foarte s-a deconectat, cred. Ce plictisitor. Plictisitor. E Diana. Ați ieșit? Nu. Încă sunteți acolo? Diana, nu înțeleg de ce naiba să stai acolo. Chiar nu plice. Eu am zis să se ducă. Eu ce să fac? M-am depus, și n-am mai putut să mic. Nu mai proastă poziție. Exact, e proastă, foarte proastă. Ai auzit, Diana? Bă, eu zic să mergem sau ceva. Unde? Eu zic să schimbăm server. Te așa, du-te schimb... Loris până la... Fac acest... eu schimb de schimbare cu Loris, fac eu schimb de loc și tu locul meu, Andrei. Ok. Papii. Tu ai ceva scope, Rares? Da, am toate scope-urile. M4, ți-am zis. Mm. Am toate scope-urile, deci am toate spristin și cel mai bun scope. Ăla... E, acro, Loris, dă-ți field of view să vezi cât mai mult. Deci maxim, practic, și uite-te că așa vezi foarte bine într-o parte. Ai grijă, Loris. Eu țin ținta și dau și zoom, țin aim și... Nu vezi, Loris, nimic? N-ajung să vă blocu. Încerc eu, Loris. Rares, schimb. Da, schimb. Schimbăm? Da. Da, Andrei, și Loris, după aia schimb eu cu tine, numai... Stai așa, că nu știu ce face asta. Foaai, nu cred. Ce? N-am apă. Eu Star Station n-am apă. Andrei. Am eu apă. Eu sunt hydre, eu sunt doamne și hydre. Deci sunt hungry și thirsty. Și am mâncat tot, trebuia să-mi spuneți. Da-mi apă. Rare și ai grijă un pic. Bea-o și eventual ține la tine. A, glanțe de M4, cui? Eu. Rare și. Eu am puține glanțe. Bă. Am doar 60. Da. Take. În pilori s-are o grămadă de plan. Dacă nu vreți să muriți. Dar n-avem cum să-l schimbăm. Acum, Andrei. Pe ăla. Bă, Rares, ăla... ai grijă. L-am pușcat și pe Andrei tipul ăla. Da, de da, Andrei da, dar nu avea cum să mă împuște tipul ăla, deci... Eu cred că e metal. Da. Sau eu... Andrei, păstrezi sticla la mine, ok? Bine. Că nu... Asta ți-am și zis să faci. Cam un cantin, dai gol. Încercăm, în următorul server încercăm să vedem dacă se vede cu long, cu un scope. Da, când o să avem long range scope, încercăm. Să vedem.
Uite un încărcător de amfibia. Așa e că nu vezi nimic. Nu, nu se vede de chestia aia. Da, știu, și dacă te bagi în chestia aia te prinde la mână sau. Eu nu mi s-a deconectat mouse-ul. Haideți mă să schimbăm serverul, că ăla dacă s-a deconectat mouse-ul, dacă chiar mai e ăla acolo, atunci stă și așteaptă să ieșim noi. Din... Băi, dar mie mi s-a deconectat mouse-ul din nou. Nu știu ce tot are, se deconectează și se deconectează și tastatura. Băi, fii atent, deci ăla dacă chiar mai e acolo, hai, atunci ăla așteaptă și ține ținta și în momentul în care noi scoatem ceva, ăla o să tragă, dar dacă ne deconectăm, n-o să se gândească că ne-am deconectat. Ea n-o să se gândească. Am ieșit. Și eu. Andrei, mai stai tu. Câți player să fie pe server? Hai, revin cu un nou server. Și am revenit. Cu un server de o grămadă de player din greșeală, dar nu contează, fiindcă crec va bate tot, fiindcă e crec. Și înainte de molovi pe mine. Episodul ăsta. Unul RDS Optics, e bun. Ce e cu RDS Optics? E cu bulină. Oh my FG. Cine a făcut? Andrei, unde ești? Unde e Optics? Dă-mi-l. Unde, în ce hangar sunteți? Dă-mi, mă, hangar. Dă-mi la Andrei. Ia, mă. Zi, mă, în ce hangar sunteți? Oh, mai apropiat de casă, singura. Șmecher, e spart? Nu știu. Nu m-am uitat. Ce bă, hangarele? Nu e spart. Mi-a ruinat pistolul. Vai de... Bă, nu e spart ăsta, super. Bine! Am toate scăpurile, am absolut toate scăpurile pentru M4. Deci bă, unul, vezi că vine un zombie! Andrei! Și eu l-am împușcat, și eu și Andrei. Băi, deci fii atenți. Deci am și unul RDS scope, am și ăla de depărtare, am și ăla de apropiere, am și încă, am și buisul și am și ăla default. Am toate scăpurile pentru M4. Băi, toate cele 5 încărcătoare de FNX ruinate. Dar ai salvat măcar gloanțele azi. E ceva. Uite o magnum marcat. Dar ce bun gloanțe când n-ai ce să le folosești. Am 300 era un boss suflet. A, pistol surpresor, oricine vrea. Bag eu la FNX. Am cel mai tunat. Bă, zombie, mamă, ce m-am speriat de el. Vrei gloanțe de FNX? A, pomori și un zombie. Străge pe M4. Da, eu am tras. Tu ești la bază? Da. Păi da, eu am tras după un zombie. Vino, tu unde ești, mă, Diana? Eu acum sunt în hangar. Vino la hangar. Am intrat, acum am intrat. Ah, mamă, ce era strag pe tine. Te-am zis. Uite ce poți. Ia, poți să iei cei pe jos dacă îți trebuie. BNX ruina super. Păi, a vorbit ceva. Și vei ați auzit? Nu. Diana, vrei un CR75 la care am gloanță, dar n-am încărcător. Vrei un Magnum, Diana? Da, dar nu știu oameni. Ai Magnum Rareș. Da. Mi-l dai? Da. Put, dar tu ai armă, Diana n-are armă. No, dă-i la Diana și dau și glanțe. Diana ia magă. Ce cu cuțitul? Și ia și glanțe, stai că dau eu glanțe. Lori, stai grijă la ușă. Eu am round box și în round box. Și eu am round box. Uite ia Diana. Eu cu Care bu? A, uite, mersi, dar dacă aș avea și loc de ele. Ai în... a. Stai că arunc cu cuțitul. Îți dau bluza mea dacă vrei. Nu, nu trebuie. Nu, Diana, îți dau bluza mea, că am o grămadă de spațiu, ia. Îți dau bluza. Bine, bluza. Vă rog ca pe jos bluza. Ia, e un încărcător de sporter. Bă, dar nu-i lutuit pe aici, frate. Mersi. Nu știu care... Nu-i lutat pe aici, știți? Ai, a ruined. Ia, ruined. Ce mai zi, Diana? Știi că stau cuțita pe cap, tot nu. Da, dar tu știi că eu stau cu lanțe aici. Cuțitul pe... Diana, ia-le! Diana, ia-le, că ți-am aruncat o grămadă. Lanțele de manu, ți-am aruncat o grămadă. Și eu ți-am aruncat. Eu 40 am aruncat, numai eu sau 50. Bă, stoi tip! Îți doi tip, nu m-am pușcat, erau doi. Unde? Vin? Doi vin, dinspre casa singuratică vin. Cum sunt? Full geared. Dacă am arăt, vă pupă toți trei. Stai, mă, că-i ciurim pe toți. Da, dacă-i ciurit... Ai văzut clar, Andrei? Da, i-am văzut foarte clar. Hai că l-am omorât pe unul, e mort. L-am omorât, gata, l-am omorât pe unul. Headshot, i-am dat din prima, dar... Ok, al doilea să-l vedem. Este după Rareș, Rareș și apărătorul meu.
Florești. Mă duc, hai că mă duc. Pe tine, mă, tu duc eu, mă duc eu. Ești sigur că erau doi? Da, sunt 100% sigur. Eu mă mișc pe aici, prin mijloc, stânga, dreapta. Tu ești ăsta cu casca albastră, nu? Eu Andrei. Sunt ăsta de lângă ușă. Bine, și Andrei cu casca albastră, da? Da. Bun, sunt în picioare acum. Și eu i-am dat câteva. Uite, uite-n zombie. El o tras. Nu, eu am tras bun zombie. Mai e vreunul. Mai zis că erau doi. Mai era, e sigur? 100%! Nu, deci e doar unul aici, nu înțeleg de ce. Stai că acum încarc eu. Deci, eu încarc. Poate era un zombie care îl urmărea, dar nu. Nu știu că și eu am omorât un zombie. Nu cred că dacă era și intrau amândoi. Intrau amândoi dacă era doar unul. Nu cred. Poate celălalt n-avea armă sau cine știe. Eu zic că da. Da. Și acum dacă e foarte bun scopul ăsta de apropiere. Uite, mamă. E foarte bun scopul ăsta. Nu știu după el să vezi dacă mai e unul. Nu, dar asta a fost varză, adică n-a făcut nimic, a pur și simplu a venit și atât. A tras două. Da, a venit și a încercat să plece. Și după mine m-a văzut, am stat vreo 5 secunde sau 4 sau Rareș, hai să înaintăm. 50 secunde. Păi da, eu am înaintat și nu e nimeni. Ieșim, ori putem să ieșim din asta. Hai unul pe partea și unul pe alta. Andrei, lasă-mă pe mine. Eu vreau să mă duc la corp, că eu n-am iteme deloc. Lori, să ieșim tu pe partea pe alta. Dar ce armă avea tipul ăsta, nu știți? Nu știu, SK sau Blaze, nu știu, dar a tras prost rău. Prost rău a tras. Nimeni. Du-te. Mosi, că e camuflat. Și SK să nu-l poți face așa. Mosin, dar da, Mosin, da, îl iau eu. Diana, că am o grămadă de glonțe de Mosin. Bă, dă-mi mâncare, Diana, te rog, că avea o grămadă de mâncare. Să iau eu haina. Andrei, Diana, dă mâncare, că eu sunt hungry pe portocaliu. Da, eu și eu sunt hungry, dar n-am keno. Uite, are keno până. Uite, am eu, am eu. Dă-mi și mie, te rog, mâncare. Fă, ce mă enervează că mi sete. Îți mai dau și un camp peaches. Dă-mi, mi-ajung. L-am aruncat. Ce, în round box ce avea, Diana? Nimic! Diana, stai, Diana, să te arunc o grămadă de glanțe, așteaptă. Mi-e sete. Stai, gata, să le-am aruncat. Are cineva papă? Unde, ce? Bă, cine încarcă? Nu. Eu m-am dus încă casă acolo și nu era nimeni. Da, să auzi. Mersi, dar aveam foarte multe glanțe, stai să văd. Nu i-a ruinat nimic, Rareș. Nu i-am ruinat nimica. Nimica! Poate am tras în el. Oh, da. Ține încărcător de magnum, super. Vai, dar i-am tras multe glanțe. I-a ruinat ceva. Nu știu, i-am tras mult, n-avea cum să nu-i ruineze nimic. Nu știu, eu nu văd că ai ruinat ceva. Unde-i corpul ăla? Cine are un nou, unu? Ați avut ceva? Tu? Am o surpriză, stai așa, chill. Încărcător. Pentru mine, bă, că eu n-am glanțe. Andrei? Glanțe! Da, eu n-am glanțe! Oh my god! Încărcător! Pentru? Nu. Stai. Avea glanțe de SKS. Dăm. Tem 4, n-aveți glanțe și pentru mine, că eu mai nu mai am prea multe. Și avea 40 de glanțe de SKS, l-am aruncat pe jos. Bă, cine a tras? Nu eu. Eu n-am M4. Da, mă, și nu era Loris, l-am văzut că n-avea în mână M4. N-am tras eu, m-am uitat. Cam 60 de glanțe. Eu uneori mai trag greșeală. Tu scăpă. Eu trebuie să-mi aranjez toate itemele, că nu. Iar eu mă scăp aici. Cine a dat hide body-ul ăla? Bă, cine a dat hide body-ul ăsta al nostru? Că a căzut în pământ. Nu eu. Pam pam. Nici eu. Ce da hide body, nu? Andrei. Ce? De ce ai dat hide body? Nu i-am dat. Stai că eu dau cu glanțe. Bă, cine a dat? Cine a dat? Eu, am zis, Iisus. Loris, dă-mi glanțe, te rog eu frumos. Pentru? M4, eu n-am. Eu cine? De ce n-ai luat glanțele? Că n-am reușit, că... Mai păstrez și eu. Atât. Când îți mai cer, când mai am nevoie, momentan nu mi-ajung. Eu dau combine la glanțe. Rares, vin și eu lângă tine să stea unul cu M4 și unul cu Mossi, să vezi că ies într-o parte și unul în cealaltă parte, știi? Da, stai tu cu mine, Andrei. Stai să vedem ce avea tipul. Avea 4 glanțe încărcute, doar stai că-i încarcă. Mamă, ai trebuia să-i... Ai, ce prost îs. Trebuia să iau press vestul, că ăla te protejează foarte bine de glanțe. Diana! Îmblabă. Nu știu, dar nu vă aud, nu vă aud. Loris, mă auzi? Mă auziți? Da. Gata. Sunt foarte greu. Ce s-a întâmplat? Nu știu, eu vă auzeam în continuu pe Skype. Eu nu vă auzeam.
Rare ca sa inaintam. Loris? Ce? Așa, Diana. Da. Ok, gata. Nu merge după un click dreapta U pe Mosin. A, e bug. Trebuie să ies? Da, e periculos, mai bine stai așa. Nu, bă, că nu vreau așa. Să zic dacă am ceva pentru tine, pentru Mosin, n-am nimic. Na. Am și eu câteva planțe de M4. Stai că trebuie să deschid mâncarea. Câte planțe de M4 aveți, mai bine zis? Eu am puține, am vreo 90, lor s-are o grămadă. Că numai eu, când, numai când eu când eram că l-aveam găsit vreo 300. Loris, câte glanțe ai? Multe. Stai, nu. Asta. Te-aș spune că unul dintre voi se merge cu M4 să, dacă vede el pe ăla să treacă ca disperat. Păi Loris, trage tu. Eu dacă aș avea glanțe n-aș trage. Eu nu trag ca disperat în primul rând. Că eu mă... Bă, oare nu se poate juca Robi să vină să te M4? Se duc, da? Dar nu, lor, Andrei, să știi că nu, Robert nu e cu strategia, el trage la Rambo, nu trebuie știu să fie așa, trage, să... cu M4 trebuie să ai strategie, știi, nu? Adică, trebuie, asta e ideea, și cu M4 Robbie, nu te panichezi. Și are o strategie de Rambo, adică îi Rambo, dar e cu strategie. Cum să spun, nu trage ca un, nu trage ca nebunul, ca un disperat, ci trage doar ca un nebunul, ca un deștept. A, uite, cuțitul meu e ruinat. Astăzi am 20 de kill-uri cu M4. Știi ce, mă, eu mă duc, haideți odată. Nu veniți, bă, că încă mănânc. Dar cum ești ține, bă, prostă asta arma, nu pot să-mi dau seama. Când, hai, și cum se ține. Stai, bă, așteptați-mă, nu pip. Să mor eu, dar ce e atât de greu? A, deci așa își ține arma. Și ne ducem pe aia cu cupola, nu? Acum că avem amândoi rare și... Păi eu nu-l văd de aici, de ce nu-l văd de aici, tipe? Bă, nu știu, dar eu zic că era doar unul și zombiul ăla după el. Cred că așa era. Nu. Dar nu are... Amândoi aveau arme lunguiețe care le mergeau, care se vedeau în jos când fugeau. Atunci unul dintre ei a ieșit. Uite-l pe Loris. Andrei? Andrei? Da. Uite-te la mine. Ce malefic sunt. Haideți moda asta. Ieșim? Rare. Hai, Andrei. Andrei, uite, scuze, n-a, o să te rămână. Acum se arăta mâna pe F5, pe F1. Bă! Ești tâmpit! Și că te împăcui ea spunele de astea. Tu ai dat... Ia uite, glanțe de M4. Băi, deci știi că uneori se buguez glanțele și-mi intră în picior. Sunt baguri, nu mai trage. Că ni... Ia uite, trag și acum în pământ să știi ce se întâmplă. Nu trage. Ok. Andrei, uite, pământul-i capul tău, da? Ah! Ce ți-a speriat, Andrei? Bă! Da. S-am canșă. Da, știu că... Hai să vin cu defilibratorul, poate te omor. Bă, s-am canșă. Bă, s-am canșă. Vrei să vă fac în canșă? Bă, ieși, Diana, ești ea în canșă. Bă, Băi, caracterul pozetat, dar să știi că eu sunt conscious. Da, bă, și la mine pozetat caracterul. Hai, mergem afară. Hai, la și Rareș 1, 2. Dar e în 4 ăla, bă. Noi ce facem aici? Ce în 4? Băi, ați uitat că a tras. Ce? Da, bă, chiar a tras. A tras, da, naște. Dar nu, acum vreo 3 sau 4 minute. Hai, bă, deodată, bă, fiți atenți. Nu duc Rareș. Hai să mergem, ieșiți și voi, Loris. Pe cupola. Ce? Pe cupolă. Nu, am omorât pe aia doi foarte ușor de pe cupolă. Dacă ne văd, suntem morți. Știi, chestia e să nu ne vadă. Bă, eu zic să verificăm restul hangarelor și chestiile. Da. Aveți grijă. Ar fi o chestie. Nu-i nimeni. Te da. Rog, M4, te rog, M4. Da, este M4, super. Și de unde vrei tu glanțe? Da. Nu poate. Da, stai, mi-a dispărut corpul. Încărcătoare de M4 de 30. Vreau eu. Unde-i, unde-i? Loris are o grămadă de glanțe. Glanțe, magnum și glanțe. Rareș. Unde-i, mă, încărcător? Unde-i încărcător? Rareș l-am luat încărcător, dacă nu vrei. Pa, unde-i încărcătorul? L-am luat, eu. Dar unde-i? Nu domin și mie, bă, că eu n-am glanțe deloc. Dar nici eu n-am glanțe, se pare că am... Bine, tu ai glanțe, eu n-am deloc. Wow, 90 de glanțe și glanțe. Ia, dă niște glanțe de magnum. Ce-i? Dar nu-i bine, frate, 3 cu M4, ce naiba? Nu-mi pasă, eu vreau cu M4, dăm glanțe. Și nici nu te duci. Doriți, dăm glanțe. Da, te duci prima dacă îți dau glanțe? Diana, da, dar îmi trebuie multe glanțe ca să mă duc prima.
Diana, dă-mi niște glanțe de Magnum, că avea. 30. Are niciun rost, că dacă vrei să jucăm în 4, trebuie să te duci prima și cum tu nu te duci. Păi da, dacă nu-mi dai glanțe, cu ce să mă duc prima? Păi da, îți dăm 30 de glanțe și te duci. Da, 30, prea puțin. Trebuie minim 60. Ține, ți-am dat. Dă-i 60, dă-i 60. Unde mă? Da, uite aici, un încărcător de 30 și mai dai 30 să, și se duce a prima. Da, ok. Ai zis că minim 60. Mai dai 30. Ok, ia. Yeah. Gata. Gata. Du-te. Diana, tu prima. Mă duc. Unde mergem? Vreau eu încărcătorul. Eu nu mai îmi trebuie să... Hai de capul meu câte glante de mosin am? De mosin? Bine, mai am. Eventual dă mile mie să le pun în round. Am atâtea lunete. Am atâtea lunete. Deci am toate lunetele de M4. Posibile. Eu le-am mai șmechere. Eu le-am cele mai șmechere. Ce? Eu le-am pe toate. Glanțele, și... ce? Okay. Da, le-am aruncat. No, Andrei, hai, lasă pe Diana, lasă pe Andrei, tu încă mai filmezi? Da. Ba, las-o pe Diana să se ducă. Dacă trag de pe un zombie. Deci hai, le întreb dacă mai filmezi. Du-te, Diana. Nu știu, pur și simplu. Tu ai tras? Da, da, am zis du-te. Că trag. Unde mergi? Da, mai filmez, da, dar pola. Cam atât pentru acest episod. Du-te la mor. Lasă. Mai stă, mai lungim un pic episodul până ne asigurăm că nu-i nimeni. Ce faci? Du-te la cupola. Hai, Diana. Hai, ești prima. Da, stați, du-te. Stați să-mi schimb ghiozdanul. Îmi iau bine, albastru. Te-a. Puteți să mergeți, că n-am multe chestii în ghiozdan. Gata, mi le-am schimbat. Wow, ce multe ai. Ne dăm seama după cât de încet ți le-ai schimbat. A, vin un zombie. Stai, îl am pus eu, îl am pus eu. Îl trag cu M4, cu Magnum, te rog, am popus de glanțe. Da, uite, am dat și eu. 60, parcă. Eu mă duc pe laterală. Cine a tras? A, tu. Andrei, a zis, frate, deci a zis. Eu... Uite, dar nu mă cunosc după glanțe. Urc pe clădire, pe scări. Și eu urc acum. Diana, hai tu prima. Pe scările de... De vreau să mă duc pe scările alea. Nu e nimeni sus, haideți. Da, bine, hai. Dar în ce Diana. Clădire mergeți? Hai, Diana. Hai, acolo, stai să văd. Nu e mai nimeni, m-am uitat. Nu e nimeni. Cine eu, dă stage? Eu sus. Cine dă? Eu sunt ghiozdan albastru, ca să știți. Salut. Uite pe aici, apă. Hai, mă, eu sus. Ah, ok. Cine-a stat cu ghiozdanul albastru? Andrei? Eu sunt cu albastru, da. Stăm aici? Nu. Eu mă duc sus. Bă, dar sus nu-i bun. Bine, mă, mergem sus, mai au după tine dacă murim. Să vezi ce urât. Bă, nu, dar zic să mergem sus pentru că, nu, e ca lumea. Nu e ca lumea. I-am pușcat foarte ușor pe ea. Hai, e că eu urc. Dacă ne văd aia de pe cupolă, eu sunt sus, ca să știți. Eu. Uite, mă pune să urcați și acum voi nu. Mai urcați. Eu sunt. Așteaptă, acum urc. Gata, urc. Am urcat. Eu urc imediat. Aveți vreun, uite, bă, un compresor. Pentru... A, pentru ăla... De ce pentru ți-l... Mosin. A, ce bine că-s health. Dați-mi și mie o lunetă, ceva. Are cineva ghiozdan verde? Vreun dintre voi? Nu. Rareș sau Diana, lați-vă ghiozdan verde să ne deosebim. Eu nu-mi iau să-mi schimb, nici eu nu-mi schimb. Am prea multe lucruri și aranjat. A, mă, că amândoi aveți roșu și gri. Da, fața e diferită total, ce naiba. Și dacă vă schimbați fața... Ba, un zombie, un zombie, tăceți. Băi, Andrei, ai grijă, pune-te rapid pe Z. Poate fi un player. Haideți fiecare pe câte o parte. Iau eu hangarele, că am eu scope. Eu iau aici în lateral. Nu. E și eu scope. Iau mai întâi. Eu mai pe cum. Ce ai pristin sau Eu, acog, da. Pristin. Dați-mi și mie un de ăla un. Ca zis da, rare. Băi, am câte unul din fiecare, dar îmi trebuie. Mamă, ce șmecher. E nu fi. Dar îmi trebuie. Eu când îți cer piu scope-ul tău, tu mi-l dai. Da, ți-l-am dat că mi l-ai cerut și nu... Da, nu al tău, care tu nu mai aveai. Dacă aveai două, înțeleg că și eu, dacă am două din același fel, îți dau. Da, am unul de apropiere, unul de depărtare, unul pentru zombie și unul. Am câte una din fiecare. De ce îți trebuie un scope pentru zombie și nu pentru player? Fiindcă e total diferit asta pentru player. Îți arată gradele de la înălțimea playerului și ala altul de ceva chestii și e complicat și trebuie da, să... Da, bine. Scuze. Da, ești varză, Andrei, nu știi de zi. Ia stau cu hangare. Știi că prin scuze, vreau să zic că ai niște scuze stupide și te scuzi. Dar nu eu... Dar niște scuze de cea mai mare căcat și te scuzi în tot timpul, nu mereu. Înțelegi? Serios, când ai un server cu atâția player, trebuie să... Ok, dar cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un share. Ce? Zombie. Și ne vedem data viitoare. Pa!